Am declanșat acțiuni de protest începând de marți cu purtarea banderolelor tricolore și astăzi chiar un pichet. Continuăm și mâine și poi mâine până vom obține niște răspunsuri cu o formă de protest fără a afecta programul școlar, nu întrerupem orele. Așteptăm niște răspunsuri care s-au acumulat de încălcarea acordului pe care deja toată lumea cunoaște că l-a semnat Guvernul României cu sindicatele din învățământ la 1 decembrie 2018, deja sunt încălcări de termene. N-am primit răspunsuri și mai grave, am primit amenințări la întrebările pe care în ultima lună, în luna februarie, le-am adus diferitelor direcții ale Ministerului, dar și altor ministere, respectiv Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe, cu foarte multe probleme care au apărut în activitatea noastră. De săptămâna viitoare, de luni, continuați vreun protest sau așteptați? Și de mâine, mai e și mâine o zi, dar continuăm acțiunea doar de avertizare vizuală cu banderole tricolore. Am ales tricolorul că și guvernul a ales o zi simbolică, 1 decembrie 2018, pentru semnarea acelui acord și într-un loc simbolic la Alba Iulia, într-o ședință festivă. Poate e o atragere, atenție, că totuși...